Am scris mai multe demersuri, plângeri. Cea mai importantă este una din cele mai importante, cele adresate președintelui Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova și Procurorului General. Procurorul General este mai mare și de ce eu nu o citesc, o să o publicăm aparte. Plângeri împotriva ilegalității judecătorii ce au examinat cauza penală numărul 2009-03-66-51. Domnule președinte sau doamnă președinte? Eu am scris președintele Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova sau persoane care îndeplinește obligațiunile președintelui. Ca anexă la prezentă, prezint personal pentru dumneavoastră copie recursul depus de mine la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova și copie recursul avocatului în cutare în cauza penală menționată mai sus. Ca avocat sunt absolut convins că procurorii care au fabricat cauza penală numărul 2009-03-66-51 și judecătorii care au judecat-o, ignorând toate legile țării și legile internaționale, merită pedepse penale și excluderea din sistemul în care activează. Vă scriu aceste rânduri în speranță că după ce veți citi recursurile menționate, veți întreprinde totul pentru a nu admite și complicitatea judecătorilor Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova la condamnările ilegale în cauza penală numărul 2009-03-69-51. Vă scriu aceste rânduri anexând și recursurile, deoarece consider că conducătorii instituțiilor supreme din Moldova trebuie să știe cum și de ce subalternii lor încalcă legea, inclusiv prin acțiuni criminale și pentru ca ei ulterior, în special dumneavoastră, ca conducător al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, să nu poată afirma că nu a știut despre cauze penale și despre ilegalitățile săvârșite de colegii și subalternii în procesul examinării acestora și îndeosebi în cauza numită mai sus. Sper că subalternii dumneavoastră nu vor îndrăzni să nu vă prezinte această plângere, dar eu o voi da publicității pe internet. Ilie Rotaru, semnătura și a fost înregistrată. Să ne trimit și să publicăm ca text. Da, iau tu, nicio problemă. Da, asta e fotografie, noi vrem textul, asta e documentul. Fotografie, documentul a fost înregistrat, de avocata mea și, deci, aștept reacții. Dar nu cred că, eu cred că totuși domnul președinte sau cine acolo îndeplinește funcțiile președinte va citi această adresare, va citi și recursul, suplimentul la recurs înregistrat de mine și poate va încerca să împiedice ilegalitățile care asta sunt e legat de dosarul în care ești condamnat acolo în Moldova. Da. E legat de dosarul în care eu sunt condamnat și nu numai eu acolo, încă o persoană. Noi am fost acolo învinuiți 7, dar până la urmă am rămas noi 2. Ceilalți au fost scoși de sub urmărire penală ca să nu dăuneze așa anchetelor și procuraturii, pentru că acolo sunt fapte ieșite din comun. Este vorba de activitatea unor cetățeni străini în Republica Moldova care s-au ocupat cu traficul de persoane, cu contrabanda, cu spălarea banilor, posibil și cu drogurile, comercializarea și așa mai departe. Ei au fost... Mai vorbim pe internet.